Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată că a început să plouă. Da, noi ne facem treaba. Nu? Avem șansa asta că suntem sub șandramaua asta aici. Padoc de animale, de vară, nu știu cum se numește în sfârșit. Și ce am de gând să vă prezint? Am făcut, bine știți, sigur știți că ați văzut filmulețul cu nucleul ăsta besmeticit, unde am încercat eu o chestie, am încercat să văd dacă îl pot întoarce de pe drumul prost pe care a plecat și i-am adus mătcuța aceea cu fără aripi. Am mai venit odată la el și am făcut filmulețul, dar mi-a zis e grav, că e continua oatul albine. Acum eu mă întrebam, zic, o fi și de la albin, o fi și la matcă. Matca e trântorită, ce se întâmplă? Ea era epuizată, o știți bine. Am distrus eu celulele acelea. Ramă foarte bună de ouat, cinsu ouă. Matca aceea care am adus-o eu, dacă îi deșteaptă. N-are niciun ou pe aici. Așa că o să încercăm acum să vedem dacă a reușit experimentul. Știți bine, au primit-o din prima, a fost nicio problemă, chiar ouă și am surprins-o când depunea ouă. Dar fie că nu reușea să ducă bătălia cum trebuie, fie că și ea era epuizată, o serie de întrebări care s-au evit cu ocazia asta. Acum vreau să vedem încă o dată, trecut ceva timp de atunci, ar trebui să vedem puiet căpăcit dacă ea au reușit să-l întoarcă. Deci trebuie să vedem puiet căpăcit de albin. Aici este rama pe care am distrus-o eu, era numai de trântori. Cred că acolo pornește o botcă. Ia să vedem dacă are larvă. Albina parcă hrănește. Nu cred că stai degeaba acolo. O să vedem dacă are larvă sau nu. O să văd ouăle. Și mai departe. Deci trebuie să găsim puiet căpăcit. Dacă s-a rezolvat problema. Și în același timp să nu mai găsim de trântori. Ouă de al albinilor. Poate s-ar putea să meargă în paralel dacă găsim de albin. Iată, mergem mai departe și găsim aici, ca să fie de albin aici, nu? Deci mai este, ăsta e de trântor și în rest începe să apară de albin. Destul de împrăștiat, pentru că ea nu știe, adică știe, dar e epuizată și ea. Da. Începe ușor să-și facă simțită prezența, uitați-vă, dragilor. Deci mă apare și câte o celulă de trântor, dar restul e puiet de albin. Se pare că am reușit. Deci vă amintiți, o primit-o din prima. Nu s-a agățat de ea, probabil, handicapul care îl avea. Le-a determinat să spună, lasă, ei, nu, oricum nu-i periculoasă. Nu ne face niciun rău asta. încolo chiar văd că reușește să le întoarcă din drumul prost pe care porniseră. Și iată că se pare că experimentul a reușit și acest nucleu care era condamnat la pieire este întors. Hai, poate găsim și marca. Da, iată, chiar aici. Ia uitați-mă, chelegoasă, fără aripi, fără. Dar a început munca. M-am împrăștiat, chinuit. Acum mai poate fi și din cauza că puietul ea mergea paralel cu albina care oa și eu le-am tăiat pe acelea. Deci, din cauza asta a apărut și ăsta prăștiat așa. Și datorită faptul că ea este epuizată, după cum o vedeți. Și ăsta e un motiv. Dar se pare că îl întoarce din drum. Deci, și-a revenit. Sau își va reveni ușor, ușor. Dacă ar fi fost o matcă și am să fac, vă arăt că am o jumătate de oră. Da. Pune acolo. Acum o jumătate de oră am făcut experimentul de am băgat o matcă tânără. Tot într-un nucleu desmeticit. Nu știu în ce măsură va reuși acolo să se rezolve treaba, pentru că s-ar putea să o termine pe matcă. Dat fiind faptul că matca tânără aleargă de colo până acolo, iute, atrage atenția albinei și există riscul să o omoare. Am riscat asta, să vedem. Deci, de aici aș înțelege că dacă ai o matcă uzată și aia se întâmplă să ai o familie besmeticită, poți să revii, poți să-l întorci. Matca bătrână este acceptată, ea se mișcă foarte lent, nu e ca cea tânără care să fugă de acolo până acolo și să atragă atenția albinei. Deci, vreau să vă spun că merge varianta asta. Da? Deci vedeți că a început să apară puietul de albin. Asta e lucru clar că și-a revenit. Acum noi o să încercăm mai departe să îl urmăm și pe celălaltul. N-am decât 20 de minute de când am pus matca aceea tânără. N-am pus un bigudiu, n-am pus un nimic. Am tăiat toți, adică am curățat ramele de ceea ce făcuse albina acolo, trânturile aceea, am tăiat. Albina acum are treaba acolo, zic și eu, poate nu e atentă cu venirea măcii. Curăță și sper să o primească. Și două etape am acolo. Dacă o primește, dacă o primește, e sigur că fiind tânără, ea va câștiga bătălia. Asta am vrut să vă spun, că aici experimentul a reușit. Dacă reușești dincolo, înseamnă că e o soluție asta. Să venim cu o altă matcă, să vedem cum o introducem și aceea se prea comanda. Deci, mai pentru început, aș spune că matca trebuie să fie bătrână și să nu alegi de acolo până acolo, ca cea tânără. O să vedem și ce se întâmplă acolo. Așadar, ne oprim aici. La revedere!